Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Lume multă la Ploiești la această partidă dintre Petrolul și Botoșani. Cu siguranță că și pauza asta de două săptămâni face ca suporterii să vină din nou alături de echipele lor favorite de club. Cu siguranță că încet, încet și fără să ne dăm seama, probabil și succesul echipei naționale face ca fotbalul să devină și mai atractiv decât era până acum. Desigur, o fază fixă, iată ce bine joacă, ce neatenție aici la Petrolul pentru această fază, aici în dreapta, unde era Duau, are și continuă faza cu șutul blocat, erau foarte mulți jucători, e adevărat, lui Botoșenean jet pe jet. Atac e bună acțiune, uite ce șansă are aici Dican să marcheze. Am văzut pe Andrei Patache, ce greșeală a făcut acolo, Dican este cel care a făcut această greșeală. Decât dacă dă lovitură liberă aici. Cred că a și simțit-o Benzar, asta o... Să vedem dacă iese. Dua, nu e nimeni aici. Îi face loc și Musi. Dua! Șutul lui grozav este ratat. Uite că până la urmă schema a avut... Bine, e o întâmplare. Are genul de meci care ar avea nevoie de un gol. Nu-l dă aici grozav. Atenție, penalti! Ochiometric pare offside. Lansarea lui Paul Pap. Ochiometric pare offside. Spun sincer că din dinamica șocului s-a făcut offside. Ce bine trebuie să se vede. Calitatea a fost. Fault la un contact. Nu știu de ce se duce. Se anulează. Offside. Dar parcă ce prea mult. Adică, dovadă, Dua caută o altă continuare. Jefferson pentru Jair. Șutul lui Jair! O idee. Au arătat ceva, exact. Au un plan pe care încearcă să-l urmeze. Fapt, aici. Nu? A făcut un tombo din picioare. Grozav și parada lui Dican. Hai să vedem. Bună lansarea. Se împiedică de ce? De un fir de iarbă, dacă nu s-a împiedicat de ce? Nu știu, dar deja el nu pare să se împiedică. Nu știu, dar nu pare. Bun, pauză la Ploiești. Sigur, cu stângul de acolo, Țicu bate această lovitură liberă. Gol Petrolul! Țicu! Capitanul se întoarce cu gol. Revenire spectaculoasă. Jumătățirea pedepsei după acea accidentare pe care a provocat-o lui Vlahoșeanu. Meciul cu Helmanstadt, 24 septembrie, atunci Vlahoșu era eliminat și primea o suspendare de 16 meciuri. Nu știu dacă ne-am făcut. Nu știu, dar mince deviată. Dacă nu e... David atinge mingea asta. David este autogolul lui David. Se ducea, ce să mai facă portarul, vede mingea și târziu, David cu tibia. Nu știu dacă a fost hands. Cred că părerea mea este că asta reproșează Patache. Jefferson. Bună asta. Pentru Jair iese Dukan și gol! Cicu, groza face 2-0. Botoșanul se prăbușește pe Ilie. Da? Două goluri încasate în 4 minute, 3 minute. Dar cred că acolo părerea mea este că și Dican ajunge târziu. Dar mingea aia trimisă în lateral. Iar ce-a urmat... Știe cineva că nu-i simt un topo și țigănașul? La rigoare. Deci aici, iată-l pe Dican care se duce
Tombo. Bine, iese rău, respinge rău. Și mingea asta deviată de Pican. Nu înțeleg însă pe portarul Ducan. De ce n-a încercat să prindă mingea asta? Nu se pare că era complicat să o prindă. Să încerce să o prindă. Era mingea lui în mod normal. Fie aia și deviat aici. Cu două mâini, cred cu două mâini, o prindea. Cred că a fost teamă să nu se accidenteze el, de să nu se lovească de Mutombo. 8-8. Frângeri și egaluri. Atenție, este penalti. E penalti pentru Hens. Este penalti pentru Botoșani. Penaltiul lui Țicu, Hensul lui Țicu, de fapt. Din nimic iese această fază, cercarea lui Drole. Da, se duce și mamă și gândeam. Florescu, Florescu și gol! 2-1, Zima a fost acolo, dar Florescu a dat tare. Și uite cum finalul partidei. Nimic, chiar din nimic. Bine, și golul Petrolului primul a venit din nimic. Chiar de ora că mai repede după pauză. Doi unul.